Ca la orice început de an, suntem într-o perioadă de evaluări, ca să zic așa, lucrăm la o serie de materiale pe care le-am adunat în cursul unor întâlniri zonale, pentru că în luna decembrie eu m-am văzut cu aproape între 300 și 400, 300, peste 300 de colegi au participat la întâlniri zonale pe care le-am avut în tot județul Vâlcea. Membrii comitetului, am consultat toți membrii Comitetului Executiv Județean, ai Biroului Permanent Județean, primari, aleși locali, bineînțeles, am invitat să participe parlamentarii și consilierii noștri județeni și că veni vorba de consilierii județeni, le mulțumesc pentru modul cum apără interesele cetățenilor județului Vâlcea în Consiliul Județean și cum veghează la respectarea legii. Concluzia tuturor întâlnirilor pe care le-am organizat a fost că numai uniți putem construi pentru viitor.